Pentru Dumnezeu, bucuria ta este un lucru cât se poate de serios. Este o poruncă a Lui, este o proclamare a Lui, un decret, este o promisiune a Lui. El poruncește ca să te bucuri în El și El promite că va lucra această bucurie în inimile noastre. El o realizează, El o garantează. El nu doar că îți spune să faci acest lucru, dar El garantează că această realitate este posibilă și că ea va deveni o realitate în viața ta. Parțial acum și aici, fiecare dintre noi am gustat și gustăm din bucuria care provine din Dumnezeu și în mod desăvârșit, pentru veșnicie, când El ne va glorifica și vom fi în prezența Lui veșnic. El va lucra în mod definitiv bucuria noastră în El în mod permanent. El promite acest lucru. Nu este opțional. Dacă ești într-adevăr copilul Lui, vei fi bucuros în Dumnezeu, în prezența Lui, pentru veșnicie. Și poți ca să guști din acea bucurie încă de acum, în acest trup de carne, prin lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu ia foarte în serios această poruncă și Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să o împlinim, să gustăm cât de bun este El, să ne bucurăm în nădejdea slavei care urmează.